După victoria de la Dej, Volei Municipal Zalău va juca pe teren propriu manșa retur din faza calificărilor Cupei Challenge cu echipa din Muntenegru. Partida fiind programată marți de la ora 18 la Sala Sporturilor din Zalău. În tur, Volei Municipal Zalău a câștigat în Muntenegru cu scorul de 3-0 în fața echipei Budugnos Podgorița după doar 65 de minute de joc și sunt la două seturi de calificare în 16-mile Cupei Challenge. I think that we must be just serious in this game is I think that we are superior than Podgorica, and for sure it's game that we must be 100% concentrated. But anyway, we will be. I think everything depends on us. And this week we will be a little bit. We work for the both of matches for Podgorica, and also we start to think about the Saturday about Galați. Învingătoarea partidei dintre Budugnost Podgorica și Volei Municipal Zalău va evolua în 16-mile de finală împotriva echipei românești Steaua București. Vicecampioana României, Arcada Galați, va evolua în Cupa CEV, iar în Cupa Challenge, alături de Zeloani, va evolua și Steaua București.